să vii aici în apă și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Ca să fie împlinită ziua aceasta, sora noastră Luminița a trebuit să se roage Domnului mulți ani. Câte ani ai, frate, să vă rea? 50, 61 de ani. Și de când ești căsătorit? 30 de ani. Deci sora noastră s-a rugat 30 de ani pentru fratele nostru ca să aducă Dumnezeu ziua aceasta și să-i mântuiască sufletul. Frate Stăpânea, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Din toată inima. Crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos îți iartă toate păcatele tale? Cred, din tot sufletul. Crezi în revenirea Lui? Că atunci când va veni să-și răpească mireasa, vei face parte și dumneata? Da. Așa să ajută Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Robesel va intra în apă botezului. El azi dimineață a hotărât lucrul acesta. Și credem din toată inima noastră că Duhul Sfânt l-a convins. De aceea îl invităm și fratele presbiter îl va întreba. Măriți să fie Domnul pentru toate. Frate, din dragoste pentru Domnul ai făcut pasul acesta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Crezi că jertfa lui Iisus Hristos este suficientă să-ți ierte toate păcatele tale? Da. Până când vrei să urmezi pe Domnul Iisus Hristos? În sfârșit cu vieții. Dumnezeu să-i ajute. Amin. Noi pe baza mărturisirii tale, în fața martorilor nevăzuți și fața martorilor văzuți, îți facem botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează? Cine Slăviți să fie Domnul! Vrem să chemăm de data aceasta pe fratele Călin, nu știu dacă este aici. S-au răzgândit. Hotărât pentru Domnul Iisus Hristos. Ei sunt o familie. Și Dumnezeu care unește familiile, Dumnezeu, amândoi puteți să intrați, Dumnezeu care trecește familiile, a făcut-o și cu familia aceasta și spune-o ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vino și pe sora Nicoleta, veniți împreună, intrați împreună în apă. Ne aducem aminte că pe vremuri frate Călin, ceasul s-au spart viața. Credincioși și Domnului ca să facă botezul. Amin, Doamne. Lăudat să fie Domnul! Amin. Am zis că apa e rece, dar parcă înviorează așa sufletul celor care intră aici. Vă rog ca Duhul Sfânt să învioreze toată viața lor când vor trăi pe pământul acesta. Vreau să vă spun numai atât. Ca să se întâmplă lucrul acesta, astăzi, 14 ianuarie 2018, o mamă
o mamă care s-a rugat pentru copiii ei. O mamă care ne învață și pe noi să nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu și că va trebui să continuăm să ne rugăm pentru copiii noștri. Fratele Călin are 30 de ani. Și sora noastră de 30 de ani s-a tot rugat Domnului. 46, spune fratele nostru. A fost dus la binecuvântare. Și 46 de ani, o mamă cu o dorință care a știut să insiste înaintea lui Dumnezeu, a făcut ca Dumnezeu să aducă ziua aceasta ca copilul ei să poată să-L primească pe Iisus Hristos. Și zicem ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe sora noastră și pe fratele nostru. Pune întrebările după aceea. Mărit să fie Domnul. Mă bucuram de pentru hotărâre care o are în inimă. Și mi-a spus, frate, eu nu mă las să știu că orice s-ar întâmpla cu mine. Eu când zic una, am și făcut. Acum vrea să învețe și la acordeon. Deci s-a implicat în lucrare și foarte bine. Pentru că lumânarea arde când o a prins. Mărit să fie Domnul. Amin. Fratele Călin, din dragoste, neserit din nimeni, cred lucrul acesta, ai făcut pasul acesta. Da. Crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele tale? Din tot sufletul. Crezi că El a înviat din morți și va veni să te răbească? Din toată inima mea. Frate Căline, nu știu, dar vor veni valuri, încercări și Dumnezeu, știu eu, ce zici? Dai înapoi? Nu, niciodată. Dumnezeu să-i ajute. Până când vrei să-i slujești acestui Domn minunat? Până la moarte. Dumnezeu să-l ajute. Noi pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Sora Nicoleta, ea vine dintr-o familie ortodoxă. Dar când a venit aici, a simțit o schimbare în viața ei. Și de atunci, din septembrie, când a venit prima dată în locașul acesta, a avut dorința ca să poată să facă lucrarea aceasta. Și acum eu întreb sora Nicolet. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că Dumnezeu l-a înviat și este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi? Crezi că Iisus Hristos are putere să-ți ierte toate păcatele tale? Câtă vreme îl vei sluji pe acest Dumnezeu mare și atotputernic? Așa să-ți ajută Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Astăzi vreau să stau mereu pe calea ta și să fac voia ta. Pe rugul meu un an. Astăzi vreau să stau mereu pe calea ta și să fac voia ta. Pe rugul meu un an. Astăzi vreau să stau. Spunea aseară când a stat de vorbă cu sora Aurica, pentru că în urma vestirii Evangheliei, Duhul Sfânt a convins-o pe sora noastră care are nevoie de iertarea lui Iisus Hristos și că e păcătoasă.
Ea spunea că toată familia ei este întoarsă la Dumnezeu. Și a dus Dumnezeu ziua aceasta de 14 ianuarie 2018 ca să întregească Dumnezeu această familie. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Sora Aurica, crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos? Crezi că El a murit și pentru tine? Cred. Crezi că la revenirea Lui pentru a-și răpi mireasa vei face parte din mireasa Domnului? Câtă vreme vrei să răzujdești pe Dumnezeu? Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să o binecuvinteze. Și tot mă gândeam, Doamne, tinerii vin la Tine ca sorile. Părinții ei sunt aici și familia se întrăgește. Cred că cerul este deschis. Și mare bucurie este în cerul. Și aș vrea să-i spun doar câteva întrebări și mă rog ca Bun Dumnezeu să o întărească. Și de ce vă spun? Pentru că mai mult face sfârșit unui lucru decât începutul unui lucru. Eu știu că un om când își schimbă viața, apar toate lucrurile noi în viața lui. O vorbire nouă, viață nouă, trăire nouă. Aș vrea, sora mea, Luiza, să te întreb. Crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos? Da, crezi. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da, crezi că prin jertfa Lui te-a făcut o făptură nouă? Da. Crezi că numele Tău este scris în cartea vieții? Până când vrei să-i slujești acestui Domn minunat? Toată viața. Dumnezeu să-L ajute. Amin. Când zic toată viața mea, înseamnă și prin încercări și prin ispite și prin probleme și prin fericiri. Doamne, întărește-o. Noi pe baza mărturii tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, îți facem botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, vreau să te slujesc când voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Botezului a intrat sora noastră Francisca. Ca să se împlinească lucrul acesta a trebuit să vină aseară la Evanghelie să ascultă mesajul Evangheliei prin care Dumnezeu l-a transmis aseară prin slujitorul său și în urma mesajului ea s-a hotărât să încheie legământul cu Domnul Iisus Hristos. Ceea ce vedeți aici este o minunăție înaintea lui Dumnezeu. Ea este fata fratelui nostru Gabi de la Cremona.
Și sora noastră Rita este aici. Ea e mai în vârstă. Dar i-a lungit Dumnezeu viața și zilele sorei noastre ca să-și vadă împlinită dorința din inima ei, ca nepoțica ei, Francisca, să facă legământul cu Domnul Iisus Hristos. Și astfel toată familia care este credincioasă Domnului să fie întregită în Iisus Hristos. Vă rog ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe sora noastră. Sora Francisca, crezi în Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu să mijlocească pentru cei credincioși? Crezi în revenirea Domnului atunci când va reveni ca să-și răpească mireasa în cer? Vei face parte și tu din mireasa Domnului Iisus Hristos? Dumnezeu să te ajute. Câtă vreme vrei să rămâi credincioasă Domnului nostru Iisus Hristos? Așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ai fi putut să stai departe. Măriți să fie Domnul! Amin! A intrat în apă botezului surorile noastre Rebecca și Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin! Vorbeam cu fratele Florin și spunea, frate Mihaiță, cei care au crescut în familie de pocăiți au ceva în plus. Aleluia! Ei de mici au știut ce ai în Crăciune, au știut ce ai în cântare, dar sunt cântări vei care noi le știm, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog, da? S-a botezat mama, s-a botezat tata, frații mei, dar nu este de ajuns, trebuie să o fac și eu. Amin. Și cred din toată inima că ai făcut din toată dragoste. Așa este. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cea mai mare bucurie a mea ca tată, vorbesc și copiii mei l-au primit toți, că Domnul și mă bucur tare cu tare, m-aș bucura și mai mult să rămână și Domnul să fie cu ei. Dar ceea ce simt eu ca tată este că atunci când ei își dau seama de niște realități, își dau seama că fără Hristos în aceasta nu poate să facă nimic. Și atunci se aruncă în brațele lui Hristos, îți dau seama că brațele părinților slăvesc. Și atunci fac pasul acesta măreț și se credințează viața lor în brațul Domnului. Cel mai mare act în viața lor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să te întreb, din dragoste, cred că ai primit pe Domnul. Până când vrei să-i spui acest lucru singur minunat? Dumnezeu să o ajute, Dumnezeu să o ajute. Crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos? Crezi că ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Crezi că ești cu tine și în furtună și în bogăție? Da. Dumnezeu să-L întărească. Amin. Ceea ce vreau să mai spun poporului, că a făcut Dumnezeu unitate în familia Vizitiu. Ea era singura, cu excepția lui Sabina, care e prea mică ca să facă botezul, dar te rugăm Domnului ca să crească mai repede să facă și ea botezul. Fetele toate lui fratele nostru Tică sunt botezate. Copilul, fratele Teo, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și a făcut legământ cu el. Și astăzi a dus Dumnezeu ziua și pentru fetița familiei Vizitiu, ca să încheie și ea legământul cu Domnul Iisus Hristos. Că-i mare Dumnezeu, trăiască Domnul veci de veci. Să mai spun decât un singur lucru. Crezi că Domnul ți-a dat toate păcatele? Da. Amin. Până când îi slujești Domnul Iisus Hristos? La porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Eu te rog pentru bunătatea ta.
dacă au fost suflete care de ieri și până în clipa aceasta s-au hotărât pentru Domnul, vreau să spun că sufletul acesta care a intrat în apă, nu sunt nici luni, nici zile, ci dacă vreți, în ultima secundă a venit cineva și mi-a zis că mai este un suflet care vrea să încheie legământul cu Domnul Iisus Hristos. Dacă mă credeți, nici nu știu cum o cheam. De aceea o să te întreb pe tine cum te cheamă. În apa botezului a intrat sora noastră, Raluca, să zicem că Dumnezeu s-o vine cu putere. Și hotărârea ei, chiar dacă vreți pe ultima sută de metri, să fie o hotărâre definitivă care să o ducă în cer. Sora Raluca, crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos? Da, cred. Crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine? Da, cred. Câtă vreme vrei să rămâi credincioasă acestui mare Dumnezeu? Așa să-ți ajută Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui Poți, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ai fi putut să stai departe, ai fi putut să rămâi alături și să mă lași în cristale, dar Doamne m-a iubit prea mult. Și toți stații care au știut să-și îndrepte copiii spre bine. Sora Luisa, am văzut atâta entuziasm cu tine când a fost seara de rugăciune sau seara când a făcut catecheză. Era prima. Tatăl ei o aducea și aștepta de tine. Era așa cumva ciudă pe mine. Uite-mă cât de punctuali sunt. Și cred că și tu în viața asta mi-ai demonstrat punctualitate, seriozitate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Din dragoste ai făcut pasul acesta. Da. Crezi că Iisus Hristos și jertfa Lui este suficientă să-ți ierte toate păcatele și greșelile tale? Da. Amin. Până când vrei să-i slujești acestui Domn minunat? Toată viața ta. Dumnezeu să o ajute. Amin. Și fratele Ciuburaș a pus că și el are ceva de spus, dar Dumnezeu să-l întărească și pe el. Cred că Duhul Domnului a spus lui fratele nostru și aveam ceva să spun. Vreau să vă spun că această familie a venit în biserica aceasta și a fost o mare binecuvântare ca toate celelalte familii. Aleluia! Dar diferența dintre familia Vizitiu, fratele Tică, că Rebecca era penultima, în familia Bărna, ea este prima dintre copiii fratelui nostru Daniel, care încheie legământul cu Domnul. Mai sunt încă trei. Aseară am mai primit și a doua pe Domnul Iisus Hristos. La încheiere vreau să spun că majoritatea dintre ei au făcut catecheză, pregătirea pentru botez, cu excepția celor care au venit pe ultima sută de metri. Sora noastră, care e fata a doua, o să avem în vedere pregătirea ei pentru Împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să zic din toată inima, Dumnezeu să binecuvinteze familia fratelui Ibrahim. Ca bucuria să fie de plină, a trebuit să ajungă și unchiul ei, din Belgia, fratele Daniel, ca să fie martor la botezul nepoțitei lui. Zicem că Dumnezeu să binecuvinteze și pe fratele nostru. Și acum
pentru că este ultima din candidate, am vrea și pe ea să o întrebăm, cum am întrebat pe toate celelalte. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți? Da, cred. Crezi în revenirea Domnului pentru a jertfi viața? Da, cred. Câtă vreme vrei să rămâi credincioasă acestui mare Dumnezeu și să slujești cu toată dragostea? Așa să-ți ajută Dumnezeu. Pe baza mărturisirii ta și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine fratele Mihai să spunea să iau microfonul, să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim. Dar eu îmi fac datorie. Pentru că toți suntem aici în apă. Și ca și slujitori, am întâlnit cazuri și am auzit care au spus, dacă mai făcea o singură chemare, l-aș fi primit și eu pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ar mai fi întrebat slujitorii din biserica respectivă, dacă mai este cineva care vrea să încheie legământul în apă cu Domnul Iisus Hristos, l-aș fi încheiat și eu. Și atunci, ca înaintea lui Dumnezeu, întreb. Dacă mai este cineva în locul acesta, noi suntem aici. Uite apa. Apa este aici. Ce te împiedi? Dacă mai este cineva care vrea să încheie legământul în apă, ridică numai o mână sus, vom mai cânta o cântare și vei veni și vei face legământul cu Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domn! Acum ne ridicăm în picioare cu credința că toată lucrarea a fost călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor în numele Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc fratelui păstor Florin Ianovici că ne-a onorat cu prezența sa. Vă reamintesc că de la orele 18 suntem din nou în casa Domnului și din nou fratele nostru Florin Ianovici va avea un mesaj pentru sufletele noastre și zic ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Haideți cu toți așa cum stăm să îi mulțumim Domnului pentru toată lucrarea care a făcut-o în mijlocul nostru. Amin. Și la încheiere, prin fratele diacon Migo, va aduce mulțumiri Domnului pentru toată lucrarea. Amin. Bine, atunci fratele Daniel poate să aducă. Haideți mai întâi să-i mulțumim cu toți, că cu toți ne-am bucurat în ziua aceasta. Amin? Amin. 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 Înaintea Domnului. Da, Doamne, îți mulțumim și te rugăm să ne mulțumim.